În tinerețe și-a exersat abilitățile matematice pentru determinarea longitudinii, lucrând pentru o firmă de import-export, interesată de poziția navelor sale. Apoi s-a lăsat ademenit de infinitatea cosmosului, oferind posterității rezultate importante în domeniul astronomiei. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, omenirea nu era pregătită pentru a înțelege ereditatea, nici evoluția. Lucrările preotului Augustinian au fost redescoperite abia la 16 ani după moartea sa. Noua știință născută atunci, genetica, e regina astăzi. În peste 4 decenii de activitate științifică, medicul Bârlădean a pus umărul la dezvoltarea studiilor românești de fiziologie. A fost preocupat în special de domeniul energiei nervoase, publicând peste 200 de lucrări în țară și străinătate. I'm too old for this shit. Actorul american a debutat în 1979 în Evadare din Alcatraz, cucerind box-office-ul în anii 90 prin seria celor 4 arme mortale. Nu s-a simțit prea bătrân în implicarea ca activist politic pentru apărarea drepturilor persoanelor de culoare. Provenind dintr-o familie nevoiașă, având 13 frați, toți mai mici decât ea, succesoarea șansonetistei Edith Piaf a muncit de la 14 ani într-o fabrică pentru a-și sprijini părinții și a-și putea plăti studiile muzicale. Primul prim-ministru post-decembrist a făcut celebru puloverul revoluționar, dar și prioritățile lucrătoarelor de la APACA. Colaborarea cu Traian Băsescu i-a fost fatală, suflându-i șefia Partidului Democrat, în ciuda unei alte celebre ziceri, ești cel mai bun, Petre. Actualul patriarh s-a dovedit a fi vrednic pentru a păstori cea mai importantă comunitate creștină din România. Prea fericit acum, continuă demersurile începute încă de pe vremea în care era înalt preasfințit pentru a reda Bisericii Ortodoxe Române prestanța pe care o merită. Aș vrea pe pământ să chem iar iubirea și când mai să treci printre stelele reci un vechi jurământ. Găsești iar privirea, răscolind amintirea. Ce mult te-am iubit, te nu ai ghicit, să nu-mi trec vreodată. Și când într-o zi ne vom întâlni, privești. Poetul american ne sfătuia să nu facem cu un lucru mai puțin decât credem că putem face. Definea poezia ca pe un jurnal al unui animal marin care, trăind pe uscat, visează să zboare în văzduh. A debutat la Mamaia pe când avea 21 de ani. 2 ani mai târziu, a intrat în trupa teatrului Constantin Tănase. Calitățile sale vocale l-au făcut foarte popular în cluburile bucureștene și constanțene, unde a susținut numeroase programe muzicale. În vara anului 1986, inima lui a cedat pe când se afla la Eforie Nord. Sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste, et l'on traîne. Alors, pense que moi, je t'aime. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.